transmitem ce am aflat de la TV. Hai să ne uităm la sketch-ul ăsta. Doamnelor și domnilor, nu mai pierdem vremea cu bună ziua, pentru că știrile de azi ne ajung din urmă și începem deja știrile de mâine. Așadar, la revedere și hei, bun găsit! Un bărbat din Suceava, în stare de orice, dar mai ales de ebrietate, a intrat într-un club la ora când era închis, iar în timpul jafului s-a oprit să-și facă selfie-uri cu el însuși, dar și cu Prada, pisica localului. Polițiștii au reușit să-l identifice într-un timp foarte scurt, ceea ce a stârnit un imens scandal în rândurile poliției, aceștia fiind acuzați de exces de zel, urmând a fi mutați la secția din Caracal pentru o specializare mai temeinică. Un cetățean italian aflat în vacanță în țara noastră susține că a cunoscut o femeie care l-a făcut să transfere toată averea pe numele ei. Dânsul susține că în codul penal italian această faptă se numește infracțiune, în timp ce românii susțin că în codul familiei la noi această persoană se numește nevastă. Știri internaționale. În Uniunea Europeană, România a fost astăzi lăudată intens pentru o evoluție remarcabilă din 1989 până în zilele noastre. S-a vorbit despre faptul că pe vremuri aveam un conducător analfabet, în timp ce acum, după 30 de ani, numărul a crescut, aproape toți conducătorii noștri fiind în această situație. S-a pus la punct anul acesta și aplicația care corectează greșelile gramaticale. Se numește Clasa 4 și a început pe 14 septembrie. Și o știre ceva mai veche, dar cu repercusiuni în prezent. Un tânăr care a luat bacalaureatul și-a șocat părinții atunci când le-a spus că a învățat. Aceștia recunosc că nu s-au putut abține și că l-au bătut pentru că are o vârstă și iată, încă nu e pregătit pentru viață, domne. Și foarte important, cercetătorii englezi au descoperit în urma unor studii ample că cea mai plictisitoare poziție este atunci când tu stai dedesubt, iar deasupra nu e nimeni. Știri, ciu-ciu știri, continuă. În curând începe tradiționalul campionat național de bătaie pe ciolan sau ciolăneala. Prima etapă e pe cale să înceapă cu o înfruntare foarte interesantă. De aceea am trimis și noi acolo corespondentul nostru de acțiune. Ana, dragă, ne auzi? Bună ziua, dragii mei! Pe sistemul fiecare țară are ciolanul pe care îl merită. Iată, suntem aici cu doi dintre cei mai înfometați concurenți. Mă uit la ei și nici nu-mi vine să cred, ei se vor lupta pentru marele ciolan. Îi avem alături pe domnul Mircea Diaconu și pe domnul Ludovic Orban. O să așteptăm să vedem cine mai vine atras de mirosul de ciolan, dar până atunci să vorbim cu ei. Bună ziua, cum vă simțiți înainte de marele start? Domnișoară, mie nu mi-e frică de niciun obstacol. Eu, de când mă știu, m-am antrenat cu cei mai mari strategi. Capitanul Morgan, Napoleon de 3 sau 7 stele, Alexandrion cel Mare și plus că am și mare talent la dans. La dans? Primiți doar. Sigur. Mulțumim, ajunge, sigur, sigur. Dacă îmi permiteți, domnișoară, și mie, un biet actor năpăstuit al hazardului universului, eu mă regăsesc foarte încrezător. Și chiar dacă vorba marelui duce de Münchhausen, Aquila non facit cacam, nu s-a adeverit, eu tot sunt încrezător. Oh, cred, vă văd că sunteți foarte pregătiți, foarte încrezători, cum spuneați. Ce arme aveți dumneavoastră? Armele mele sunt puterea cuvântului și a filosofiei, pentru că așa cum mintea a cucerit istoria, sigur că va putea cuceri și un biet ciolan ciopărțit. Domnule Diaconescu, haide. Diacon, vă rog. Așa că păresc pe jumătate viu, ce-i drept, așa este. Dumneavoastră, bă, știți de ce partid faceți parte? Vă întreb și eu, că pare că toate partidele vă susțin prin tragere la sorți, domnule. Vedeți, dumneavoastră sunteți invidios acum, pentru că cei de la partid vă dau întotdeauna biletul necâștigător, adică ăla cu călătorie doar dus. Haideți, vă rog să nu degenerăm, vă rog. Chitara mea, domnișoară, chitara mea care reprezintă oglindirea sufletului meu armonios. Vai, cât de frumos! Acum îmi dau seama că avem totuși o problemă. Domnule Diaconu, să nu vă simțiți prost, dar sunteți cam micuți, v-am văzut. Cum plănuiți dumneavoastră să ajungeți acolo sus, la ciolan? Domnișoară, chiar dacă sunt mai mic de statură, într-o țară lipsită de valori, cu ajutorul semnăturilor pe care le voi strânge, multe, sper, și a bunăvoinței, o să-mi cumpăr o pereche de pantofi cu flecuri mai înalte pentru a putea ajunge la ciolanul sus menționat.
Foarte frumos, ce idee! Dumneavoastră, ce strategie aveți? Domnișoară, eu mizez pe coordonatorul nostru de joc, Klaus Werner Iohannis, inteligența artificială care a reușit să treacă de testul Turing. Scuze, cine e Turing? Domnișoară, testul Turing este acel test care arată că inteligența artificială a reușit să ajungă la același nivel cu inteligența umană. Wow, nu sunt impresionată deloc. Dar asta oricum nu contează. Haideți să mergem mai departe cu proba mult așteptată. Magie. Cum facem ciolanul să dispară fără dovezi? Haideți să mergem la linia de start, vă rog. Sigur, mai ales că domnul Orban e priceput la prăbușiri violente. Mâna întinsă care n-are nimic în ea e goală pentru că n-are niciun pic de material acolo. Nu vă permit, Ludovic. Vorba marelui înțelept Bleunț. Mică cum e ea, tot îți faci treaba cu ea. Haide. Excelent, haideți să mergem la linia de start, vă rog. Opa. Haideți, aici e linia de start. Sunteți pregătiți? Da? Bun, deci pe locuri, fiți gata. Start. Și concurenții noștri au plecat. Sunt un pic înderută, dar au pornit. Uitați-vă la ei. Orban se pare că este mai pregătit, a luat-o înainte. A aruncat chitara sau? A, nu, Orban este în spate. Hai că se descurcă. Mirosul de cărniță a încins spiritele. I-a dat chitara lui Diaconu, nu-mi dau seama ce se întâmplă. A, nu, l-avem pe Diaconu în față. Ia uite ce bine se mișcă. Aleargă după ciolan, cum n-a mai alergat nimeni până acum. Extraordinar. Uitați-vă la el, deci este incredibil, este primul. Când e vorba de ciolan, este primul. Bravo, Diaconu. Știe, actoricește vorbind, este foarte pregătit. Orban nu e chiar sportiv, dar văd că și el se descurcă. Îl încurcă un pic chitara, dar până la urmă, când este vorba de ciolan, văd că merge treaba. Haideți să mergem în continuare să vedem ce se întâmplă? Cine va ajunge primul? Cine coboară? Ia să vedem. Cine e atât de norocos? Excelent! Domnul Diaconu, știam eu că așa o să fie. E, opa, a venit și domnul Orban. Bun. Opa, ce avem noi aici? Un nou concurent? Nu. Eu sunt Dan Barna și sunt fericit că trăiesc în România. Asta e tot ce mă interesează. Eu înțeleg, dar nu aveți un slogan pentru oameni? Nu. Asta e pentru mine. Sunt fericit că trăiesc în România. Sunt din Sibiu. Vorbesc european. Ok, să mergem după ciolan. Da, haideți. Să mergem după ciolan. Doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam, cărnița a încins spiritele. Uitați-vă la cei doi concurenți. Domnul Diaconu a sărit în spatele domnului Ponta, strategic pentru a căpăta înălțime. Domnul Ponta este un concurent versat, el știe care-i treaba cu ciolanul. Deci n-am mai văzut asemenea foamete în viața mea. Hai, Mircea, hai că vreau aplauze de la scenă deschisă. Nu mă face tale galt miloc. Nu, șefu, că pot. Extraordinar. Uitați-vă la cei doi concurenți cât sunt de penibili. Exact așa cum vă place vouă, doamnelor și domnilor. Haideți să vedem cum se construiește viitorul acestei țări. Bă, băieți, stop. Bă, băieți, hai că e clar că singur nu ne iese. Eu propun în felul următor. Propun să facem o alianță cinstită. Ne urcăm unul în cârca altuia și așa ne e mult mai ușor să ajungem la ce o zbârtă. Și odată ajungi și acolo, vedem ce se întâmplă. Nu se poate. Taci, domnule președinte. Bravo, Orbane, așa mai bine de acasă. Până la urmă, tot noi ăștia vechi cunoaștem cursa către ciolan, nu-i așa? Vrei să fac tu primul? Cu respect, Victor. Te rog. Stai așa. Tu faci parte din garda nouă. De tine nu ne place. Ieși. Sunt din Sibiu și sunt european. Bine, ieși. Dragi telespectatori, țara este înfloritoare. Revenim în platou. Super! Mi-a plăcut mult și jurnalul ăsta, da. Ca de obicei, o sursă nesfârșită de inspirație și mândrie. Norocul nostru că trăim în România, că altfel ne plictiseam rău de tot. Vă iubesc de nu mai pot, chiar dacă nu vă cunosc, și vă doresc numai bine. Deși sunt super invidioasă dacă văd că altuia îi merge mai bine. Închideți televizoarele alea și lăsați-le așa. Ai văzut câte află oamenii? Râdem cu talent la Antitalent. Pe Antena Play vezi edițiile integrale plus
imagini exclusive nedifuzate la TV. Oriunde, oricând, de pe orice dispozitiv. Antena Play, abonează-te la spectacol!